Vă salutăm, stimați abonați. Astăzi pe masa de lucru avem un mixer de la Din Acord, seria 3, versia cu 10 canale, care a venit la noi cu o problemă foarte gravă, pentru prima dată întâlnită. Deci nu avem imagine pe display. Deci iată, mixerul s-a conectat, însă imaginea pe display lipsește. În afară de aceasta, mixerul este foarte murdar, foarte murdar, se vede. Urmează să-l demontăm, deci iată așa urme de mâncare, băutură, tot ce se întâlnește pe la evenimente. În urma demontării mixerului, am constatat că a mai fost demontat de către cineva acest mixer și a încercat cumva să găsească problema. În urma demontării, pe placa de comandă și control, mainboard-ul, unde se și conectează fișa de conexiune cu display-ul, am găsit careva urme de lipituri, deci iată aici la aceste două rezistoare. Ceea ce dă dovadă de faptul că cineva din meseriaș a încercat cumva să remedieze problema, gândindu-se că poate fi în aceste două rezistoare. Doar să știți că ele, când se defectează, rămân urme de fum pe ele. Așa că, în zadar, le-ați relipit, mulți stimați specialiști. Am demontat și placa de amplificator, unde observăm că persistă, ca de obicei, praf de tot felul și de toate mărimile. Iată așa o situație. Urmează să curățăm și aici. Iată, la demontarea mixerului avem așa o situație. Praf de tot felul. Aici la fel. Iată așa o situație. Da. Urmează să curățim, apoi revenim cu problema care este. Aici avem placa de la microfoane, placa cu canalele mono, care s-a curățit și iată este într-așa o stare de funcționare, după cum se și vede, da? Deci iată așa. S-a curățit placa de la microfoane. Aici avem placa de master. Și iarăși observăm că masterul are o culoare și cea de la microfoane are altă culoare. Deci dovedim încă o dată că din uzină majoritatea mixerilor de la seria 3, culorile plăcilor sunt diferite. Nu le schimbă nimeni și nu le înlocuiește nimeni, cum spuneau cineva acolo, un nene. Deci am curățit și placa de master. Iată, avem așa o situație, totul curat, bine aranjat. Pentru probă am înlocuit un alt display funcționabil pentru a demonstra faptul că problema dispariției imaginii și luminanței de pe display este anume în el și nu în altceva. Pentru că meseriașul precedent a relipit componente pe placa principală, v-am prezentat anterior. Deci conectăm mixerul. Așa. Avem imaginea. Avem totul perfect. Deci problema fiind în display. Nu era necesar să relipiți componentele domnului meseriaș pe placa de bază. Nu era necesar. Problema în display și atât. Deci asta este prezentarea cu partea de sus a mixerului. Cum a fost curățită, da? Iată așa. Urmează amplificatorul. Dacă privim timpul puțin înapoi și ne aducem aminte în ce stare era placa de la plăcile acestui mixer, proprietarul a spus că a fost curățat recent de către cineva. Da? Deci, iată, asta se numește curățire corespunzătoare. Deci ne uităm atent, privim rezultatul. Deci iată aici am curățit amplificatorul.
se vede calitatea lucrului realizat. Ventilatoarele, la fel. Mergem la spate, la fel. Absolut totul ca de fabrică, ca de uzină. Deci iată, asta este o curățire profesională, nu ca mâța cu coada. Și aici așa am primit un rezultat, după cum se vede, da? Am pregătit, deja urmează să montăm placa de mixer. Suntem la etapa finală, când mixerul a fost deja spălat, curățat, asamblat, testat, verificat. Deci avem aici două prezente, care astăzi vor fi transmise către proprietari. Numai bine!